Dragostea pentru muzică îi curge prin vene, venele lui Cătălin Advahov, fiul lui Vitalie și Dianei Advahov. Excelează tot mai mult în domeniul muzicii și să știți că este foarte activ pe platformele online, acolo unde postează filmulețele pe care le face el cântând cover-uri la vioară în diferite colțuri ale lumii. Este apreciat și eu cred că merită să îl descoperim în caz că încă nu l-ați văzut. Talentat și plin de ambiție, așa l-am găsit pe Cătălin Advahov la orele de vioară de la liceul Ciprian Porumbescu din capitală, acolo unde și părinții și bunei lui și-au făcut studiile. Pentru mine vioara și muzica în general înseamnă foarte mult. Vioara este pentru mine ceva cu care n-aș putea să trăiesc, deoarece dacă nu studiez o zi, parcă ceva nu mi-ajunge. Nu am prea mult timp liber. Tânărul, în ultima perioadă, este activ și pe rețelele de socializare, iar fiecare experiență o împarte cu cei care îl urmăresc. Deoarece îmi place și să călătoresc și nu pot să nu iau vioara cu mine, cum v-am zis, nu pot să nu studiez. Deci iau și vioara cu mine și ca să fac, să ochesc doi iepuri odată, mai și fac un cover, o piesă, de obicei pe stilul țării în care merg. Deci am fost în Ierusalim, în Israel, am cântat Havana Gila, am mai fost în niște țări tropicale din insulele Canare, am cântat piesă spaniolă. Tatăl său mereu i-a fost un exemplu, iar mama e cea care îl susține în toate. Când învățam și noi aici, noi spuneam că nu, nimeni nu o să învețe aici pentru că este foarte greu și copiii noștri trebuie să meargă la un ceva obișnuit. Când a ajuns vorba de școală, noi am zis că noi dacă suntem muzicieni tot și știm asta să facem, asta putem să le oferim copiilor noștri, putem să-i ajutăm, ne bucurăm mult că el, că îi place în primul rând, că poate să zic într-o zi că am obosit, nu mai vreau, mai este și așa momente, dar când îi spun că gata, te scot, atunci de la muzică nu mai ai încicăta, dacă nu faci față, nu ai ce face, că e prea mult, prea multe jertfe, chiar să zicem așa, nu este mare copilărie, nu prea ai timp liber pentru alte chestii, distracții, de asta trebuie să muncești. Vreau să ajung o vedetă internațională, cu multe concerte în foarte mari săli ale lumii și să cuceresc publicul. Eu deja muncesc foarte mult și voi munci în continuare ca să îmi îndeplinesc visul. Uitându-mă la aceste imagini, nu vine a crede că acest tânăr de 14 ani este copilul pe care îl știam eu, că tot timpul venea la braț cu mama sau cu tatăl cel mai des la TV și el de acum deja este un băiat. Salutare! Bună seara, bine v-am găsit! Și bine ai venit! Mulțumesc! Așa că e mult mai fain să vii la TV fără tata? Da! Pot să mă exprim liber. Nimeni nu te trage de cot, nimeni nu vorbește în locul tău. Și este foarte frumos atunci când copiii ajung să-și depășească părinții. Cred că mai ai de lucru, da, știi, exact, mai ai mult de lucru, dar tu ai început să te manifesti mult mai repede decât tatăl tău, cu toate că el cânta la fel. Da, el cânta de mic, de foarte mic când era, dar... Dar să fie atât de faimos cum ești tu, nu era. Da, să zicem. Dar a devenit cu ajutorul muncii. E adevărat. Cânți de la ce vârstă la vioară? 4-5 ani. Așa, pentru că e adevărat, mic. Avem niște imagini video încă de la începuturile tale, atunci când abia țineai vioara în mână. Ia, haide să vedem. Extraordinare orchestra fraților Advahov se alătură acum un viitor coleg de scenă, un viitor prezentator de nota 10 și poate chiar un viitor cântăreț de nota 10, Cătălin Advahov, fiul lui Vitalie Advahov. Ora patrina, că cine-o știe să treacă, să-i vor apă.
fapt, aici ai cântat cu voce, dragule. Da, aici încă cântam cu vocea. Eram, cred că încă mic, să cânt la vioară pe scenă. Pentru că vioara este un instrument foarte dificil pentru început. Și tu ai fost perseverent, cu toate că știu că celor mici le este greu să se țină de un obiect, mai ales muzical. La început pare distracție, pe urmă nu mai e distracție. Nu mai este deloc. Trebuie muncă intensivă în fiecare zi ca să poți să mânuiești vioara. Este foarte greu. Asta și e. Acum tu ești un tânăr care deja este recunoscut pe internet. Videourile tale acumulează foarte multe vizualizări și foarte multe laude. Eu zic să vedem unul din aceste filmulețe prin care ai făcut senzație pe internet. Și de acord pot să fie și cei de acasă. Din câte v-ați dat seama, e un duet acolo cu sora. De fapt, în unele momente era chiar un trio. Cum îl cheamă pe câine? Charlie, foarte drăgălaș. S-a primit de ziua mea un cadou de la părinții mei. Este un bulldog francez și e foarte drăgălaș. Da, și place să apară prin cameră, da? Da, e destul estetic, foarte frumos. Și chiar îi place să stea în fața camerei. Unde este următoarea călătorie? Ce urmează sau ce pregătești? Ce cover pregătești? Încă nu știu precis unde plecăm, dar cu siguranță vom avea o călătorie. Pentru că vine vacanța de iarnă, sigur nu o să stați în oraș, o să plecați pe undeva. Posibil că da. După ce tata mai termină lucrurile. Pentru că depindeți de tata. Da, foarte mult. El este mereu ocupat cu concerte și nu știu deja ce o să cântăm, o să fie o surpriză. Așa să fie, ne bucurăm foarte mult că ai reușit să ajungi astăzi la noi. Ce o să ne cânti? Să vă cânt o piesă nouă de-a lui Dua Lipa, se numește Don't Start Now, care am învățat acum câteva zile, special pentru voi și sper să vă placă foarte mult.